Bună seara și bine v-am regăsit la un nou webinar organizat de Admiral Markets. Suntem Radu Ciofu și Liviu Moldovan și ca în fiecare luni o să vorbim despre cele mai importante evenimente din piețele financiare. Însă, înainte să începem efectiv webinarul și să vorbim despre piețe, trebuie să amintesc disclaimer-ul sau nota sub care se desfășoară webinarul, și anume că acest webinar este strict un webinar informativ și nu reprezintă în niciun fel o recomandare, sfat sau sugestie în vreun fel de a tranzacționa vreun instrument, oricare instrument, și nici nu reprezintă părerea oficială a cuiva, nici a moderatorilor, nici a lui Admiral Markets, nici a nimănui. În webinar sunt strict prezentate păreri subiective, personale, care evident pot fi greșite, care nu vin fără niciun fel de sau care nu vin cu un fel de garanție că informațiile pe care se bazează, pe care le prezintă, sunt corecte, complete sau lipsite de rost sau și așa mai departe. Deci, în ultima instanță, niște păreri subiective, personale, care evident sunt, au mai fost și vor mai fi și greșite. Și nu în ultimul rând, tranzacționarea implică riscuri. Întotdeauna. Deci, înainte de a deschide o tranzacție, de a intra într-o tranzacție, gândiți-vă foarte, foarte bine care este riscul la care vă expuneți. Și dacă sunteți ok cu riscul respectiv, atunci deschideți tranzacția și mergeți în continuare. Bun, cam asta ar fi ca și disclaimer. Acum, ce se întâmplă în piețe și ce cu melta posta sau prăbușirea dolarului, să zic așa, sau e creșterea eurului, sau sunt amândouă. Bună seara, Radu, bună seara, doamnelor și domnilor. Mai degrabă este căderea dolarului, cauzată de, mă rog, o suită de factori. O să-i discutăm pe rând. Vreau întâi să fac o scurtă radiografie a piețelor. Acum, pe seară la noi, aproape seară la noi, pe final de sesiune, veste europeană minus pentru Germania cu aproximativ o jumătate de procent, stabilitate la Londra minus de 0,7% în Franța. Foarte mixtă sesiunea veste europeană de astăzi, mai cu seamă uitând, dacă observăm asta, dacă ne uităm și în Italia, un plus de 0,3%, adică în fine. Mai rar se întâmplă ca Mintelul să supraperformeze. Mergem în Statele Unite și vedem nou record istoric pentru indicele Dow Jones. 21.913 puncte sau pe acolo în acest moment. S&P 500 aproape la același nivel față de referința de vineri. Nasdaq ușor în teritoriu negativ, minus 0,28%. VIX-ul crește cu 3%. Destul de mult pentru o piață, să zicem, sau un indice S&P 500 stabil. Avem o corecție. Protejează lumea. O corecție pe petrol, minus 0,64% pentru WTI, $49,4 pe baril, 52,4 Brentul și el pe minus cu 0,3%. Și avem aproape 1,18 pe euro-dolar, ceea ce înseamnă un plus de 0,35% pentru cotația euro-dolar. 0,3% câștigă și sterlina, suntem aproape de 1,32. În mare cam asta ar fi ca radiografia piețelor. Eu aș propune să începem ușor atipic webinarul de astăzi, să începem cu petrolul. Pentru că a avut dinamică, la fel și euro-dolar a avut dinamică, însă dinamica petrolului din săptămâna precedentă a fost ceva outstanding. În ghilimele, mai outstanding decât cea cotație euro-dolar de astăzi. Ok. Nu e ceva neașteptat. E chiar, din punctul meu de vedere, în cel puțin din punct de vedere tehnic, așteptat. O să spunem după aia și care sunt concluziile din punct de vedere tehnic, dar
Până la urmă, în totuna trecută, noi ne așteptam să ajungă undeva în zona 48. Poate să ciprească un pic. Da, mult. Noi ziceam 47-48, parcă, sau 47-50. Da, în sensul că un pic peste să ciprească 48, cam da, așa. Picul ăla n-a fost chiar pic, știi? Da. Și au fost, deci a fost o serie de factori care a determinat chestia asta. Unii consistă. Venezuela? A intrat mai recent. Se pune în preț că Venezuela nu o să mai... Bine, mai vedem asta. Nu e că Venezuela poate să răstoarne piața de energie, da? Adică, sigur nu, dar din punctul meu de vedere nu e că astea sunt... sau mișcările astea sunt neapărat fundamentale. Din punctul meu de vedere, toate mișcările astea sunt, hai să zicem, mai curând tehnice, iar știrile de genul ăsta doar împing partea în piața, adică eu le-aș spune, într-o direcție sau în alta. Eu le-aș spune impulsuri. Da, ar putea fi. Date către piață, da? Sau piața recepționează astfel de impulsuri, de înțepături, așa, și se mai trezește din când în când. Dar nu e ceva fundamental, zic. Însă, hai să le luăm pe rând. Uite, a fost Nigeria, da? Și am discutat asta săptămâna trecută, chiar a apărut știrea în timpul webinarului. Vin și dânsii și zic, domne, intrăm și noi pe procedura de limitare a producției. Ok. Parcă 1,6 milioane de barili pe zi. Zic dânsii că 1,7. Bun. O să reducă, perfect, și sau pune limitare la 1,7 și nu o să mai extragă 1,9, o să extragă 1,7. Zău, chiar nu e o poveste suficient de puternică să sucească piețe. Mai departe, Arabia Saudită. Și aici e o chestie. Arabia Saudită vine și spune, Arabia Saudită care acum un an pe vremea asta, spre exemplu, pompa prin toate robinetele cât mai mult țiței. Și vine acum și spune, domnule, din luna august, adică de mâine încolo, o să producem numai 6,6 milioane. Băi, cam revoluționară chestia. Știi? Spun dânsii cu un milion mai puțin decât în luna august 2016. Eu m-am uitat ieri pe date. Am verificat link-urile, declarațiile. Asta a fost o declarație și sunt puse toate datele și în editorialul pe care l-am scris astăzi pentru Admiral Markets. Reuters a venit cu această știre. A fost preluată de CNBC. 6,6 milioane de barili cu un milion mai puțin decât anul trecut. Păi stați un pic. Pe la începutul anului circulau știri cum că Arabia Saudită pompează pe la 10 milioane. Deci aici nu se leagă cifrele astea. Este primul semn de întrebare. Din august până în ianuarie n-avea cum Arabia Saudită să-și sporească cu 4 milioane, 4 milioane, aproape 4 milioane de barili pe zi producția, da? Mai ales că în ianuarie intrase deja acordul de reducere a producției. Da? Deci foarte dubioase chestiile astea. Și am zis așa, domnule, hai să zicem că cifrele sunt corecte. Bun, deci rămânem la 6,6 milioane, spun deși cu un milion mai puțin decât anul trecut, excelent. Dar în iunie și iulie, acum, spre exemplu, cât extrage, cât produce Arabia Saudită? Că nu ne-a spus chestia asta. Că dacă, să zicem, astăzi extrage 6,6 milioane de barili, la fel cum a făcut-o și în zilele trecute și de câteva luni de zile încoace, și vine și declară pompos că, domne, în august o să avem numai 6,6 milioane, adică exact cât azi, la limită, înseamnă că de fapt nu reduce. Da. Și este doar o verbal intervention. Ei nu mint. Nu e ceva nou aici. Da, știi? Ei nu mint prin această declarație, promisiune a lor.
nu pot fi acuzați, dar ei nu spun cât produc astăzi. Și atunci, încă un lucru, asta a generat creșterea puternică de la începutul săptămânii trecute, știi, toate astea adunate. Dar care, în opinia mea, sunt argumente pe care dacă le zgâlțui un pic, se prăbușesc, știi? Sau mai rămân așa, un pic din ele. Și mai vin cu unul. Rusia. Ce spune? A avut loc o întâlnire informală, mă rog, deci nu o ședință oficială a OPEC, cum au prins și loc la, cum au la Viena, știi? S-au întâlnit așa, au stat la... Și vine Rusia și spune... declarația ministrului energiei, Novak. Și spune că vrei și noi suntem de acord să reducem producția cam cu 200 de mii de barili pe zi, dar în momentul în care toată lumea se va conforma acordului de reducere. Da? Gradul de conformare ajunge la 100%, e, ok, atunci reducem și noi cu 200 de mii de barili. Pe gradul ăla de conformare n-a fost niciodată 100%. Ba chiar acum câteva săptămâni se discuta în piață, discutam și noi aici, că se plângeau producători, membrii OPEC, de gradul de conformare care a fost în scădere. Adică țări care și-au încălcat promisiunea și-au pompat mai mult decât promiseseră. Știi? Au depășit acea limită. Deci, pe românește, scuzați-mi termenul colocvial, declarația Rusiei este la vrăjeală. Da. Bullshit. Exact. Deci asta a fost, a generat tendința de creștere de la începutul săptămânii, care eu nu cred că au intrat foarte mulți long. Or fi intrat, dar nu cred că longiștii au împins cotația. Ci în opinia mea s-au închis short-uri. Și s-au lichidat o mare parte din poziții short. Bun. Și mergem mai departe. Și vedem apoi datele despre stocurile de petrol. Energy Information Administration și a livrat datele. E, aici e debatable. Stocurile au scăzut cu 7 milioane și ceva. Estimările în piață indicau o scădere cu doar 2,6 milioane. La fel, benzină și produse distilate. Deci mai puțin petrol acolo, în Statele Unite, să spunem. Da? Și asta justifică creșterea cotației. Însă, datele Energy Information Administration sunt destul de volatile. Nu care avea dânsi vreo vină, dar pur și simplu asta se întâmplă. Știi? Anumite rafinării deschid... să spunem, mai mult producția, rafinarea, da? Capacitatea de rafinare. Și atunci, din stocurile temporare, rămâne ceva mai puțin, da? Pentru că ei consumă acolo. Urmând ca acele stocuri să fie completate ulterior. Nu e un capăt de țară. Deci, de asta există această volatilitate a datelor. E, piața nu prea pune foarte mare preț pe chestia asta, decât pe termen scurt. Și în editorial acolo o să puteți vedea, am pus un grafic al cotațiilor futures de la Chicago Mercantile Exchange pentru septembrie, octombrie, noiembrie până în august la anul. August 2018, da? Și constatăm că era închiderea de vineri, am scris editorialul aseară, era închiderea de vineri și aveam 49,79 pentru contractul curent, front month, vreo 10 cenți mai sus cel pe octombrie, 20 de cenți mai sus cel pe noiembrie, adică 50, tot așa. Știi? Cel mai mare undeva prin mai, văd eu, 50,12. Deci nici măcar 50 de cenți. Mai mult, mai scump, mai valoros, dacă vrei, da? Contractul futures pentru mai, iunie la an. Ori chestia asta e foarte atipică. De obicei, astea
contractele futures, pe măsură ce te duci pe scadențe mai îndepărtate, cresc în valoare. Dacă vrei, e ca un fel de curbă de randamente. Bine, ceva mai aplatizată decât curba de randamente de la bonduri, dar în sensul ăsta. Aici avem aproape o situație flat. Și în anumite momente în sesiunea de vineri, am avut situație de backwardation. Adică front month contract, deci contractul curent, da, să fie mai scump decât cel de pe luna următoare sau din lunile următoare. Adică o situație pe dos, da? Atipică. Ce înseamnă? Ok, noi creștem acum, că s-au închis shorterii, că nu știu ce, că intrăm pe o speculație așa scurtă de creștere, pe termen scurt, însă nu dăm doi bani pe ideea că peste 2-3 săptămâni, o lună și așa mai departe, o să fie la fel de scumpă marfă. Asta este practic, explicația. Da, mulți se gândesc că o să aibă și colecție sau să fie mai jos prețul. Exact. Și tu știi că ai văzut și tu de atâtea ori în experiența și în activitatea ta situații în care futures-ul pe S&P prezenta astfel de manifestări, să spunem, în special în perioada crizei sau puțin înainte de criză. Știi, lumea anticipa și era o situație repet asemănătoare. Știi? Cam asta e. De, din punctul meu de vedere, e mult ce s-a întâmplat, justificat parțial. Da? Deci avem o verbal intervention acolo, sau o suită de verbal interventions. Hai să spunem că o parte din alea or fi valabile. La fel, datele despre reducerea puternică a stocurilor de țitei justifică, dacă vrei, un raliu pe termen scurt. Mai ales că au tot fost vreo două săptămâni de astfel de date mai slabe din punctul de vedere al stocurilor. Dar pe termen mediu, situația e... De fapt, uite, și asta scade. Deci poate nu neapărat pe termen mediu, chiar pe termen scurt să vedem o corecție pe care eu o estimez a fi sănătoasă. Se mai discută acum despre faptul că o să aibă loc o întâlnire OPEC în curând, dar nota bene, nu este a ministrilor de energie întâlnirea, ci doar a staffului tehnic. Staful tehnic care pregătește anumite concluzii pe care le livrează fiecare ministrului său de energie, după care se ia o decizie, o vedea când. Din câte rețin eu, următoarea întâlnire programată oficială cu tot tamtamul la Viena va avea loc undeva în toamnă, octombrie sau noiembrie. Pot declara dânsi o întâlnire de urgență, dar nu cred că va fi cazul. Cam asta. Deci eu îl văd cel puțin corectând. Și cel puțin corectând poate... Adică 47 și după aia mai vedem. Da, da, da. Acum, din punct de vedere tehnic, sunt două aspecte de menționat. Scuze-mă, te rog. Am uitat să menționez un aspect. Încă o parte din această creștere a cotației barilului de țiței, care este justificată ca urmare a scăderii dolarul. Deci, niște câteva zeci de cenți, să spunem, din dinamica asta de creștere a țițeiului, care, by the way, săptămâna trecută a fost peste 8%, deci, este justificată prin scăderea dolarului. Asta vreau să spun. Da. Bun, acum, din punct de vedere tehnic, în trecut s-a respectat foarte bine în cazul setup-ului ăsta, nu, evident, nu peste tot, dar în cazul setup-ului ăsta s-a respectat foarte bine Center of Gravity, indicatorul care până la urmă arată limitele superioare și inferioare ale evoluția astea. Acum, evident, nu înseamnă că și de acum înainte se va respecta foarte bine, dar
Din punctul meu de vedere, șansa este foarte mare să se respecte și de acum înainte. La fel, ca să fac o oarecare precizare. Săptămâna trecută, când vorbeam de 48 sau foarte puțin peste, ale era, dacă vrei, un fel de, hai să spun așa, limită rezonabilă superioară. Acum, el evident s-a dus mai sus. Evident, se poate duce și mai sus până la urmă. Uită-te ce s-a întâmplat aici în jos, când s-a dus cât? Vreo 1,6 dolari peste limita, mă rog, de atunci de jos a Center of Gravity. Se poate duce cel puțin la fel de mult și în sus. Adică dacă ar fi să fie limita superioară, așa, nu cred, dar s-ar putea duce până în 51-52. Nu cred. Adică, în general, suprapperformarea atât în sus cât și în jos e, dacă vrei, ca un fel de pendul. Deci dacă la un moment dat a putut să se ducă în jos suficient de mult, de ce n-ar putea să se ducă și în sus relativ similar la fel de mult? Ar cam putea. Însă, din punctul meu de vedere, nu cred că o să se ducă atât. Dar ce aș vrea să menționez este că, chiar dacă m-aș aștepta ca limita asta de aici de sus să fie undeva limita superioară, nu cred că este cel mai bun lucru acum să începem să intrăm short. Din experiența mea, uite, mai ales cum s-a întâmplat sus. Imediat să te scriu, nu? Aici. Aici a cam fost, adică a fost așa o relativ ok și după aia o scădere puternică, după care a avut și o revenire. În jos aici, în jos aici, aici mai puțin, sus, uite, o să scot linia de aici, sus, Uite. aici iarăși. Au fost niște spike-uri. Și atunci, din punctul meu de vedere, nu e neapărat cea mai bună idee posibilă să intri acum short direct. E mai safe, zic eu, să încerci să stai un pic pe bară, pe margine, dacă vrei. Să încerci să vezi dacă nu apare vreun element care ar putea să indice ceva de genul o eventuală revenire sau ceva de genul ăsta și de-abia după aia. E o vorbă care spune că să nu încerci niciodată să prinzi un cuțit care scade. Oarecum în invers ar zice că să nu încerci niciodată să prinzi, nu știu, un cuțit care crește. La fel, adică să nu încerci să prinzi maximele. Din punct de vedere tehnic, suntem deja foarte aproape de maxime. Cât de sus o să fie maximele? Sunt două posibile încercări. Fie să încerci așa în trepte să prinzi cumva maximul și să faci un fel de medie cât mai sus, mai ales că și fundamental, ai mai zis, lucrurile cam arată a scădere, dar nu neapărat acum. Sau să încerci o variantă mai sigură, mult mai sigură, doar că uneori nu e chiar de profitabil pentru că nu-ți dă maximul, este să încerci să aștepți o scădere ceva mai puternică. Fie o scădere, fie o lumânare cam cum e asta de aici, doar că inversă. Adică gen un spike în sus, după care din nou în jos. Un alt element care ar putea fi important este faptul că deocamdată nu a depășit zona de 50. Suntem foarte aproape și în general pragurile cam sunt depășite. Nu totdeauna, dar n-a depășit semnificativ zona de 50. Parcă m-aș aștepta să înțepe, nu substanțial, doar așa o să o ciupească un pic și după aia. Deci dacă aș vrea oarecum să intru în anticipativ, să încerc să prindă acum prețurile astea înalte care nu știu cât timp o să mai țină, poate o să mai țină, poate nu o să țină, nu știu. Ori aș încerca să intru undeva după 50 sau dacă aș vrea să am o strategie mult mai conservatoare, mergând pe ideea, e în piața e și mult la speculație. Speculația asta poate împinge, dacă a făcut-o în jos, deci n-ar putea să facă și în sus, poate ar împinge într-un caz extrem undeva spre 51 și ceva, poate chiar 52. E posibil, de ce nu? Adică
poate spune cineva sigur că nu e posibil. Nu zic că e rezonabil să fie acolo sau că e un target rezonabil, dar putea să fie. Și atunci, dacă vrei să mergi pe o strategie mai cu mai puțin risc, ai zice așa, ok, nu contează. Când o să fie, când o să aibă un spike mai mare în jos sau o scădere mai puternică sau ceva de genul ăsta, după aia cam consider semi-încheiat asta, repriza de creștere și aia e. Și după aia continui. Și cam așa își vedea evoluția. Adică ori să încerci să intri anticipativ probabil peste 50, pentru că e foarte aproape, ori să încerci să lași, bă, lasă-l, piața, știi că eu vorbesc, piața poate fi logică mai mult timp decât poți fi dissolvabil. Lași să meargă cât mai mult și când în sfârșit se întâmplă să ai o scădere mai mare sau un spike mare în sus, abia atunci gata, e momentul potrivit și șansa e mare, acum e momentul. Cam așa aș vedea eu. Da. Eu rămân mai dovish, să spun așa. Bearish, de fapt, scuze. În ceea ce privește situația asta. Tu zici că și aduc, eu aduc un argument. În povestea asta, un argument invocat de tine de multe ori în perioada recentă. În primul rând, clar, nu cu toate, n-aș intra short de toți banii. Aș începe să-mi construiesc o poziție short. Asta se subînțelege, cred. Da, nu ca marjă, zic. Dacă vreau să vând 10 loturi, m-aș apuca să vând acum 2 și după aia restul în funcție de cum evoluează. În sensul ăsta. Da. Argumentul invocat este acela al risk-reward-ului. Ok, să mai duce 2 dolari în sus. Ce-mi pasă? Că eu aștept să se ducă 4 în jos. Și atunci risk-reward e pozitiv. Bun, cam asta cu petrolul. Propunerea mea este să ne uităm rapid pe euro-dolar. Pentru că se întâmplă chestii. Da. Pune un M5. Da, tocmai a sărit. Exact. Exact. Și ne-a solicitat cineva un răspuns. Dom'le, ce se întâmplă de a sărit? M-am uitat așa fugitiv, n-am văzut decât faptul că a avut loc o licitație de titluri de stat în America și spread-ul dintre titlurile pe termen foarte scurt, 6 luni și 3 luni, a scăzut foarte mult și dânși argumentau chestia asta prin posibile temeri în piață în ceea ce privește criza îndatorării, da, să-i spunem, debt ceiling. Ei se ajung la nivel de buget de stat foarte la limita de îndatorare. Adică ia o sumă stabilită prin congres, da, care vă aveți voie maxim pentru, da. Exact, care e, nu știu, 18 sau 19 mii de miliarde, știi? Și sunt acolo la limită, trebuie să creștem ăsta. Și e o poveste întreagă acolo și tensiuni politice și așa. Și asta ar putea să fie, am văzut eu, pe un site care îți place ție foarte mult. Zero Hedge. Da. O să mă uit și pe pe altele. Influențe pot să fie multe. Bun, deci euro-dolar. În afară de creșterea asta de acum, hai să ne uităm pe termen ceva mai lung. Vreau pe scurt să discutăm despre ce s-a întâmplat în ultima săptămână. Ți-ar putea să se întâmple de acum încolo. Să pui, te rog, weekly, graficul weekly pe care ți l-am trimis, dacă poți. Da, imediat. Nu fac de clar care e weekly, da. Pe screen. Ăsta de fiecare weekly. Ăsta este. Și ce am avut? Creștere pe mai departe. E același grafic pe care tot arătăm aici. Target 2 s-a atins. Da?
adică Da. 1.17.40 ceva, ba chiar ușor depășit. Nu pot spune acum că depășirea este confirmată, poate să fie doar un fals breakout. Și spun asta nu pentru că n-aș crede că în continuare va crește cotația euro-dolar, ci pentru faptul că dacă e să ne uităm la indicator jos, constatăm că trendul este cam puternic așa. N-am mai fost de mult în situația asta. Atenție, discutăm de weekly. Deci, m-aș aștepta mai degrabă la o ușoară corecție și apoi continuarea trendului. Nu știu. Ochiometric așa sau... Hai. Sincer, și eu mă gândeam la asta, adică pare un fel de chiar accelerarea trendului, sincer. Păi da, mai mult decât, da. Știi, uite-te înapoi pe Directional Movement Index să vezi, știi? Da, este o accelerare a trendului. Clar, da. Adică, nu știu, aici eu dacă aș fi long mi-aș închide la revedere, n-aș mai sta să mă mai gândesc. Vedem după aia, cash-uim profitul, vedem după aia, l-așteptăm, buying on the dips și o luăm de la capăt dacă e. Da. Eu așa aș face, nu știu. E doar o opinie. Săptămâna o să fie aglomerat, o să avem NFP vineri, deci e de văzut. Cât de, să zicem, iminentă crezi că e o corecție drastică? Nu foarte iminent. Acum, dacă dă 150 de pips, ce contează pe graficul ăla? Că nu e niciun sfert în cât a crescut. Știi? Și 100 de pips, 150 de pips nu e ceva super drastic. Știi? Nici nu e o corecție minoră, da. Înțelegi ce zic? Da. Aici, din punct de vedere tehnic, pe euro se redim... Părerea mea e că e un grafic foarte sau semnificativ ceva mai greu de tranzacționat în perioada asta, pentru că tocmai a spart un prag. Următorul prag major, repet, major, nu vorbesc că or mai fi și praguri la nivel intraday sau ceva de genul ăsta. Nu, sub nicio formă. Vorbesc doar de praguri majore. Și din punct de vedere major, următorul prag este 1.22 aproximativ. Repet, major. Nu spun că nu or mai fi și praguri intermediare. Nu. Doar că prag major următor este 1.22. Ceea ce înseamnă vreo 400 de pips până acolo. Nu e chiar atât de... Adică euro-dolar e perche cu destul de multă inerție și destul de mulți bani în joc. Mi-ar fi greu să cred că se duce așa ca prin brânză până în 1.22 fără niciun fel de corecție. Nu că n-ar putea să o facă. Nu că n-ar putea să o facă. În trecut a făcut-o. Uite aici când s-a dus de sus în jos, atunci s-a dus direct cap în brânză. Deci ar putea să o facă și aici. Repet, mi-e greu să-mi dau seama exact cât de probabilă e o chestie de genul ăsta. Și atunci, sincer, eu personal m-aș cam abține la tranzacționa pentru că mi-e foarte greu acum. Deci consider că practic volatilitatea și hai să spun altfel, volatilitatea cumva predictibilă, dacă vrei. Adică ceva care să te ajute să poți să faci un fel de strategie tranzacțională. Aha, uite, îmi pun un stop loss aici, îmi pun un take profit acolo, dacă se întâmplă așa nu știu ce, dacă se întâmplă altfel nu știu ce. Adică să-ți faci niște scenarii. În momentul de față, pur și simplu, pare să fie așa o rupere de jos în sus, dar mă rog, o rupere oricum. Sunt posibile, clar, sunt posibile și niște volatilități foarte mari, atât în sus, atât în jos. Deci, practic, e grosomodo, aș zice, un fel de, pur și simplu, anybody's guess. Adică, e o șansă mare să se ducă puternic în sus, dar pentru că volatilitatea de mare, e o șansă mare să avem și o corecție puternică în jos. Care
E mai probabil. Nu știu să spun. Și atunci, din punctul meu de vedere, în momentele de genul ăsta în care orice e foarte posibil, e mai bine să stai deoparte. Pentru că, repet, volatilitatea în piață este foarte mare. Următorul prag e 1,22. Poate să ducă până acolo, dar la fel de mult poate să vină și o corecție destul de drastică și destul de bruscă, care să ne întoarcă undeva pe la 1,15. Și atunci, grosso modo, repet, e ca și cum ai da cu banul cu un levier destul de mare. Eu spun mai degrabă, uite, sunt mai, cum să spun, incisiv astăzi. Eu spun net, clar, avem șanse mai mari de o corecție decât să se ducă rachetă până în 1,22 cât ai pus tu acolo. Deci, Da, vezi, problema e în felul următor. 80 cu 20%, deci nu 50-50, știi? Deci clar, E un nu. procent destul de mare. E un procent destul de Deci, mare. Știi, probabilitatea problema. ca să se ducă exact pe aceeași traiectorie, cu aceeași viteză, intensitate și așa mai departe până la 1,22, deci încă Da, 400 de pips de uite acum. aici s-a dus. Uite aici s-a dus. Da, Aici s-a dus. Bine, de sus în jos a nu căzut, dar aici a căzut fără niciun fel contează. de corecție. Nu contează că e de jos în sus sau de sus în jos. Da. Deci legea Dar aici s-a gravitației, dus. legea gravitației nu funcționează. Da, s-a dus, dar Da. fundamentele erau diferite. Încă ceva. Aia a fost o excepție. De unde știi că nu e și acolo excepție? Eu n-am zis că nu poate să fie. Eu am zis 80 cu 20%. Mie Sigur mi că se se pare. poate. Sigur că se poate. Mie mi se Se pare poate duce. un. Dar probabilitatea este mică, mult mai mică să se ducă direct decât să avem o consolidare, o ușoară corecție înainte și apoi să se ducă, știi? Asta Da, spun. eu. Mă rog, da, acum ești mult mai agresiv în tranzacționarea, de obicei e invers. Eu acum sunt pe euro-dolare, eu sunt prudent. Și sunt, mă rog, prudent datorită faptului că consider că. Eu sunt mai prudent. Că În zic că mai general, da, degrabă, acum nu. nu, și acum, pentru că Da. spun că mai degrabă văd o corecție decât să se ducă direct acolo. Da. Din punctul meu de vedere, repet, riscul este mare acum, adică tu zici 80-20. Eu cred că riscul e mult mai balansat, adică eu cred că e undeva gen 50-50, să se ducă până în 1,22 fără să aibă o corecție majoră. Sau, mă rog, până foarte aproape, nu știu, să se ducă mult, fără să aibă o corecție majoră. Și atunci, din punct de vedere al risk managementului, situația se cam transpune în felul următor. Dau cu banul, în 50% din cazuri o zbugește în sus și poate se duce cine știe cât în sus. În celălalt caz, 50%, când vine faza cealaltă a banului, ai o corecție și la cât a crescut aici, și corecția o să fie destul de mare. Ar putea să fie, dacă e să fie. Și atunci, practic, dau cu banul 50-50, ori o continuare excepțională de o creștere foarte puternică, ori o corecție puternică și iarăși foarte probabil puternică, pentru că s-a dus mult în sus. Mi-e greu să spun, să găsesc un scenariu tranzacționabil în chestia asta. Și atunci, din punctul meu de vedere, eu personal nu m-aș băga acum în euro-dolar. Nu am un scenariu. Nu am un scenariu clar, piața mi se pare foarte riscantă, gen 50-50, amândouă scenariile sunt în sus. Repet, pe termen, nu vorbesc de termen foarte scurt, dar pe termen scurt, mediu și chiar mai lung, eu acum nu aș fi, pentru că nu văd un plan viabil de tranzacționare în momentul de față. Mi se pare foarte riscant. Adică e efectiv, din punctul meu de vedere, 50-50. Adică dai cu banul și aia e. Da, mă rog, aici suntem de acord să nu fim de acord, știi? Adică, na. De fapt, nu, opiniile noastre nu diverg foarte mult, e doar de timing. Eu spun că întâi o corecție, apoi creștere, tu zici că 50-50, asta e diferența, E de destul fapt. de o diferență destul de mare, dacă stai să te gândești. Nu e chiar așa de mică. Încă două aspecte, pe scurt. Da. Avem scădere de dolar, da? Am zis, mai degrabă decât creștere de euro. Ia De uite aici, asta dolar. am avut. Asta e dolarul, asta e euro. Da, am avut Federal Reserve, ședință, miercuri, Da. și au schimbat wording-ul acolo în ceea ce privește exitul din quantitative easing.
unde era chestia că undeva până la sfârșitul anului o să vedem cum e cu povestea asta, cu retragerile de lichiditate, da? Da. Deși au spus în curând. Deci nu cândva până la finele anului, ci în curând. Deci Asta septembrie. ar trebui să întărească dolarul. Ce e fix invers. Adică ori piața nu-i Da crede, efectiv sau nu-i nu? Da crede. sau nu? Deci ce zici tu, ar trebui să întărească dolarul. Lasă-mă să Înseamnă că argumentez. piața deocamdată nu-i crede. Lasă-mă să argumentez. Ceea ce a pus piața pe gânduri să se gândească la faptul că în septembrie va veni statementul oficial, băi nene, uite cum facem cu retragerea, exitul din quantitative easing. Da? Ceea ce la prima vedere poate să fie hawkish, însă influența asta a începutului de program de exit în piețe s-ar putea să fie foarte mică. Dacă dânsii încep cu 10 miliarde, 20 de miliarde pe lună, e peanuts. Da? La un portofoliu de 4.300 Da. de miliarde. Da, se poate zice și așa, că Una la practic. mână. A doua la mână, dacă ei merg, și am discutat asta, ori acum o săptămână, ori acum două săptămâni, am și scris asta în editorial. Da, că ar putea de fapt și Fedul să facă o chestie de asta, să zică, da, o facem așa, dar să facă o chestie de imagine pură și ne apucăm să strângem, scoatem lichiditatea, da, câte un dolar pe zi, o chestie de asta. Da, mă Da, rog, și atunci nici chiar. fac doar o chestie de imagine, dar de fapt care nu înseamnă nimic, da. Eu ce spun este că asta s-ar putea traduce printr-o schimbare de mecanism și dacă se apucă de chestia asta cu exitul din quantitative easing, să lase ridicarea de dobânzi mai moale așa. Știi? Și asta din cauza asta se suferă dolarul. Ei sunt, deci cei de la Fed sunt acoperiți, covered. Da? Dacă îi întreabă cineva, zice, bă, nene, noi mergem tot pe normalizarea de politică monetară. Dar cum da, condițiile da, economice nu sugerează și inflația și astea nu sugerează neapărat ridicarea de dobânzi, uite că noi o atacăm pe partea elaltă. Știi? Da, am înțeles, de fapt. Știi? Și de asta s-ar putea să fie chestia asta cu scăderea dolarului. Uitându-mă pe astăzi, pe tot pe Chicago Mercantile Exchange, pe graficul acela cu probabilitățile ca dobânda să ajungă la un anumit nivel, mă uit că pentru decembrie avem 54% să rămână așa dobânda, la nivelul ăsta. 42% să o crească cu 25 de puncte de bază. Deci probabilitate mai mare, da? Nota bene, probabilitate mai mare ca să nu mai modifice deloc dobânda anul ăsta. Deci, practic, Fed e mai doviș, de fapt. Piața, piața consideră că Fed e mai doviș, da. Exact. Dacă această ipoteză se adeverește, în regulă. Dacă apar deci, nu-și de pică, de fapt, dolarul. Că ei, de fapt, sunt doviși doar că au dat-o la retorică. Au găsit o modalitate cum să spele fața, ceva de genul ăsta. Da, nu mai crește în dobândă, dar ne apucă să tragem în lichiditate în piață. Da, câte $10 pe zi. Da. Discuțiile au fost de mai de mult. Nu e că au inventat acum chestia asta ca să-și facă ei campanie de imagine, să nu. Păi nu, dar totdeauna Fed-ul face chestii de genul ăsta. Adică niciodată nu fac eu o chestie ca să zic că da, am făcut, uite, am schimbat și ne pune cenușă în cap. Am gândit-o prost. Aia e. Niciodată nu zic așa. Totdeauna o fac din cuvinte ca să pară că da, noi am știut dinainte, dar cu mult timp n-am planificat noi să facem chestia asta. Deci, doar o fac din cuvinte, de fapt. Radu, nu fi hater. Nimeni nu face chestia asta. Da? Doar Fedul, doar Fedul și toți politicienii, da. Nu face nimeni asta, ce spui tu. Da? Nici Fedul, nici un guvern, nici ECB-ul, nici o bancă centrală, nimeni. Da? Rar vezi câte un CEO care își pune cenușă în cap, să zicem. Da, nici așa. Dacă te uiți la anumite declarații, dau spre exemplu Yahoo sau deciziile aiurea pe care le-a luat Microsoft când a dat 6-7 miliarde pe Nokia, ca după câțiva ani de zile să fie un fiasco total. Da, nu, aici nu e vorba de decizia aiurea.
E vorba de pur și simplu de faptul că Fed anunță o chestie, după aia nu se iese, adică politica monetară e greu de făcut fix, nu poți să stai să faci o predicție, adică nu e 100% sigur și fac ceva, după care iese un pic altfel în piețe. Și atunci trebuie să ajusteze politica și ca să nu pară să zică, domnule, uite, am greșit. Nu că am făcut intenționat greșit, dar asta e greu să faci previziuni exacte. Am înțeles. Și ca să nu o pară să zică, domnule, noi Fed cu toată infrastructura noastră, imposibil și nu suntem capabili să facem previziuni exacte, chiar dacă avem tot ce trebuie la dispoziție, cea mai bună tehnică care are rămâne la dispoziție, dar nu suntem capabili, atunci pur și simplu vin cu o chestie de genul ăsta și zic, doamne, pentru că, nu știu ce, o dau la o chestie de asta, de pică tot în picioare, dar repet, nu că au făcut ei voi vreo prostie, ci pur și simplu ca să nu pară, Radu, să pară mai infailibil decât sunt. Știi? Radu, asta înseamnă că încearcă să o coafeze, zici tu. Exact. Mă rog, eu cred că ei ar fi cei mai bucuroși să poată să ridice și dobândă, să facă și exit în același timp. Dar nu e cazul. Și au mai pus acolo un statement, o chestie, vom face și vom drege pe măsură ce datele macroeconomice vor necesita acest lucru. Sau vor justifica. Na. Și aici e o altă întreagă discuție. Dar mă rog, avem... O întrebare, ne spune cineva, situația pe euro-dolar e aproape hazlie, dobânda în SUA e pe la 1,5%, mă rog, aproape 1,5%, în Europa 0, bun, la facilitatea de depozit chiar negativă, Draghi pompează în continuare, el îmi vrea să scoată bani din piață, companiile americane duduie, cele din Europa gâfuie, și euro crește. Păi da. Pentru că în piață se tranzacționează de foarte multe ori mai degrabă tendința, dinamica și nu nivelul per se. E de așteptat ca diferențialul de dobândă dintre Federal Reserve, să zicem, dintre dolar și euro să se reducă de acum încolo. Și atunci euro crește. Asta este logica. Și pentru acțiuni. Bun, vine evenimentul, domne, dăm un dividend, uite, am făcut un super profit mai mare decât se aștepta piața, ok, banc crește acțiune. Cotația, da? Dacă piața estimează că vor mai urma 3 trimestre la fel, creșterea nu o să fie de 3%, o să fie de 30% sau știu eu. Se? Fără să se întâmple evenimentul, doar pe anticipație. Că poate părea paradoxal, sigur, se întâmplă foarte mult. DAX și S&P 500 ne roagă. DAX. La DAX parcă m-aș aștepta la o ceva mai mare venire, dar văd că nu prea. Deci aici putem să argumentăm că e euro sus. Da, nu știu cât ajută asta. Din punctul meu de vedere... E o chestie... Păi nu, euro sus și de-aia scade. Băi, asta vreau să zic, dar nu știu doar cât asta e. Oarecum o confirmare a scăderii. Deci chiar a făcut lower lows și oscilatorul și ăsta s-a dus în jos. Deci cumva oscilatorul spune că șansa mai mare ca cel puțin în perioada imediat următoare să avem o continuare a scăderii. Totuși. Cam așa l-aș vedea pe DAX. Grosso modo, suntem la un prag aici. Un prag foarte important, care a fost și în trecut. Cred că e mai, un nivel weekly mai curând. Da, e un nivel weekly. Tare începe să mie, să-mi fie frică. Să zicem frică, da. Deși poate nu e neapărat cel mai bine zis frică, dar tare mie că... începe să, adică riscă să-l ducă în jos. Dacă scade sub nivelul ăsta, o să aibă o repriză măricică de scădere, că e un nivel destul de important. Și
după aia de-abia să aibă corecție. Deci, cred că se apropie destul de, sau nu destul, hai să zicem, se apropie amenințător de mult de nivelul respectiv. Și atunci, repet, mie că o să urmeze o repriză de corecție pe mai puternică, o scădere mai puternică, după care să vină revenirea aia. Deci, acum, pe DAX chiar m-aș uita după spargerea pragului de la 12.000 de puncte, care e și un nivel rotund, foarte rotund. Spargerea, dacă ar fi să se facă, are șanse mari să fie falsă, are șanse foarte mari să aibă și o repriză de scădere accelerată aici, după care să avem o eventuală revenire. Deci, acum, pentru DAX, mai când aș cocheta cu ideea străpungerii nivelului ăsta 12.000 și o accelerare ca urmare a străpungerii, pentru că sunt convins că sub 12.000 sunt destul de multe stopuri în piață. Și atunci toate stopurile alea o să se activeze. Și atunci, cel puțin pe termen foarte scurt, adică secunda aia, mă rog, clipa aia în care, poate chiar ziua aia doar, în care scade sub nivelul ăsta, s-ar putea să fie destul de puternic împins în jos. Datorită activării stopurilor care sunt convins că sunt și cred că sunt destul de multe sub 12.000. Da, hai mai departe la S&P, că o să mai avem ceva după aia. Nu cel pe S&P. Ține Aici cu foarte mult stoicism. ține cu dinții, da, ține cu dinții. Ține cu dinții. Bă, Asta am deci fi. uite, și nu cred, deci suntem în plin sezon de raportări, raportări covârșitor mai bune decât estimările și nu țâșnește. Depinde cât de estimări, depinde cât de estimate erau estimările. Zic așa. Ma, da. Dar uite, au fost câteva mici dude, dar overall e un sezon bun, foarte bun de raport. S-a pus în preț, ok. Aici Eu aici cred că politics contează, știi? Poate și la cât de drumul. mult crezi că poate să scadă și să superformeze Europa fără ca să simtă ceva? Nu zic la fel, dar ceva cât de cât și S&P 500. Nu știu. De regulă, influențele sunt cu sens unic. Adică Da, vin mai curând America influențează Europa decât invers, dar în 80 cu condițiile în care 20. și el s-ar putea să aibă nevoie de o scădere. Aici stă și în condițiile în care, uite, Nasdaq cu săptămâna trecută sau care era, sau cu 2 săptămâni, arăta semnificativ mai rău. Deci acolo era mai negativ și atunci. El a avut și o pantă de creștere mai abruptă și discutăm despre un domeniu Da. tehnologic Și care. atunci. Aici cred că mai degrabă politics contează, repet, adică certurile care sunt între republicani și administrația Bush și ce se întâmplă pe acolo este uimitor. Adică, eu nu Da, mă amintesc să fiecare fi dintre toți văzut. ar stau la gioale. Deci, eu nu mă amintesc să mai fi văzut așa ceva în Congresul american, știi? Și ca relații între administrația respectivă, da? Și partidul care susține partidul de guvernământ, na, dacă vrei, și partidul la putere. Dar îl mai susține cineva pe Trump? Adică mai are vreun partid Da, care să-l susțină? dar cum să nu? Mai are, nu? Eu știu personal pe cineva. Pe Radu Da, în Ciuc. afară de mine. În afară de mine, nu. În afară. De-aia am și întrebat de un partid, că eu nu sunt un partid. Partidul lui îl mai susține? Deci, în afară de tine, nu știu să-ți spun. Nu știu dacă mai susține cineva. Da. Da. Așa. Da, și asta. Și Deci cu mie nu mi se Obama pare clar, și chiar cu. atât Băi, de rău Trump, deci să s-a. știi. Nu, e colosal. Deci, uite încă o dudă, știi? O nefăcută de asta pe care tocmai ți-a făcut-o. Ce ne spunea el în campania electorală? Dom'le, Putin, băiat bun, prietenul meu. Vreau să discut cu dânsul și să ne înțelegem așa, să creăm o simbioză, să nu știu ce, da? Și Da. săptămâna trecută zdrang, cum îi spune, sancțiuni. Păi, Da, dar nu cred că e din vina lui, că sancțiunile no, au fost votate de Congres, după care el cred că a fost forțat să fie de acord, datorită tot scandalului care e.
Eu nu cred că dacă ar fi lăsat Sudoaftă în pace, el ar fi mers pe sancțiunile. Scandalele la făcături, după care tot îi caută să vadă care e dintre rudele lui care sau oamenii care s-au împăindat vreodată, ori fi avut vreo legătură ceva. Ai făcătură cu toată chestia aia cu staful de campanie și Rusia. Deci de jumătate de an tot caută vreo legătură între el și Rusia și n-au găsit decât chestia asta contextuală, că stai să vezi că nu știu cine s-a întâlnit cu nu știu cine, a trecut până, era într-o cameră la un moment dat, s-a nimerit să fie și că nu știu cine ar fi fost cândva acum nu știu cât timp. Nu, astea sunt făcături. E, da, probabil că îl afectează, îl zgârie pe creier scandalul ăsta. Deci, cred că pur și simplu cred că i-au forțat mâna. Ei, i-a forțat până cum să pas cum. Eu sunt convins că i-au forțat mâna. Da, sigur. Și ai văzut schimbările. Sunt convins că i-au forțat mâna. Și schimbările, uite-te și tu ce personaje a avut acolo pe post de purtător de cuvânt și director de comunicare. Și ce declarații au mai dat și hai să fim serios, Scaramucci ăla de sau cred că ceva de genul ăsta îl cheamă. Ăsta nou de acum, deci să fim serioși. Declara înainte de campanie, era complet anti-Trump, la modul dacă este Trump eu plec din țară. Și acum e director de comunicare la Casa Albă. Adică, bă, deci ce naiba? De ce haotic totul acolo? În fine, pe semne că piața nu crește, ca să revenim, din cauza faptului că nu mai crede în niciun fel de promisiune de asta trumpistă de infrastructură și reduceri de taxe și whatever. Da? Asta este motivul. Da. De asta trebuie să ne scade și dolarul și așa mai departe. Vreau ceva la final. Da, trebuie să mai luăm și câteva întrebări, că am văzut că sunt multe. Tocmai de asta spun. Cred că la petrol se referă. Dacă pui la RSI 75 și 25 pe daily, ce observăm? Asta este una din 75, 75 e prea mult, 25. Pe upper bound și lower bound. Ah. Știi, Ana. Da, le știu ce zice. Nu mai știu cât era înainte. Nu le... Ba da, doar că e o chestie aici. Are o setare ca să fie relativ. Cred că ăsta e. Sau nu l-a pus? Știi că era o chestie ca să... Da, uite-le. Ideea era că asta e făcut relativ, în sensul că... Poate trebuie scurtată perioada, tu ești pe 25. Nu, e ok. El pur și simplu lua relativ ăsta graficul, în sensul că lua cea mai de sus valoare de pe a graficul efectiv și cea mai de jos valoare a graficului efectiv și în funcție de asta făcea minimum și maximum, știi? În punând 75 și scoțând asta, pur și simplu am scos calculul ăsta relativ, să zic așa, știi? Și atunci acum se vede, dar din punctul meu de vedere 75 și 25 sunt până la urmă niște valori arbitrare puse acolo, știi? Din punctul meu de vedere e mai important să... Statistic s-a arătat că... Statistic a arătat când a calculat ăla indicatorul. Exact. Dar atunci și cu setările lui de atunci. Atât. A arătat, știi? Când te apropii de 75, te gândești că te apropii de overbought. Astea sunt niveluri de genul ăsta, sunt și pe la stohastic, dar acolo parcă sunt 20 cu 80. Deci se practică, știi?
Asta zic. Aici nu știu, ne arată că n-a fost niciodată niciuna din cele două, deci e clar că e o setare care nu e bună. Da, de asta aș vrea să spun. Eu nu folosesc niciodată chestiile astea, parametrii ăștia. Îi folosesc, pun, setez indicatorul să fie relativ și mă uit pe parametrii care sunt ei nativi, așa făcuți. Aici fiecare îl customizează cum dorește. Exact. Și asta mă uit. Pentru că, până la urmă, 60 sau 70, 25 sunt niște valori arbitrare, mai mult sau mai puțin. Nu contează. Ce contează e pur și simplu să vezi până ce zonă face maximul, până ce zonă face minimul și în funcție de asta. Pentru că nu orice grafic, adică sunt instrumente care sunt mai volatile, instrumente care sunt mai puțin volatile și așa mai departe. Și atunci pur și simplu trebuie să vezi în funcție de instrumentul care îl tranzacționezi, bă, pe unde face maximele? Oscilatorul face sau nu face noi maxime pe setarea asta? E divergență? N-are divergență. Și astea sunt lucrurile la care te uiți. Nu dacă arbitrar depășește 25, 30 sau cât o fi acolo. Că le e o cifră fix pusă. Ea a fost o cifră și omul care a făcut indicatorul RSI s-a uitat și el acolo pe grafic, l-a inventat. Aha, uite. În general, conform formulei astea care mi-a ieșit mie din cap acum, aha, uite, să ducem, se oprește pe la 70 în sus și pe la 30 în jos. Ah, ok, bun, pa. Puteți să-i pună, nu știu, să pună între 1000 și 0 și 1000 RSI să-l facă, nu știu, a avut el fac între 0 și 100. Tot fac între 0 și 1000 și atunci erau, nu știu, 700, 600. Deci, repet, ăla e un număr arbitrar fix care s-a potrivit la un moment din timp. Contează relativ, maximul și minimul relativ, nu arbitrar un număr care s-a potrivit la un moment dat. Mă rog. Bun, altă întrebare. Hai să vedem ce întrebări mai avem. Să trăiți, domn ministru. Da, altă întrebare, da, exact. Ce se întâmplă la VTI peste 49? Ajunge la 50. Sau scade, că a fost 49-70 și astăzi scade. Da. USD CAD, nu mai avem timp. Cred că înțeleg, o să dau un răspuns pe scurt, cred că înțeleg ce vrea să întrebe. De fapt, ce se întâmplă peste 50-51 dacă e să ajungă, sau peste 50, e din nou povestea cu americanii care vin și cu shale oil și redeschid puncte de exploatare și așa mai departe. E un cap pus acolo, o limitare undeva în zona de 50 plus minus. Violeta are cum fundamentale, pentru că probabil e un nivel care acum cred că e destul de relevant pentru ceea ce se cheamă petrol de șist, adică petrol extras prin nu știu ce tehnologii, mă rog. Cred că cumva fisurează solul sau ceva genul ăsta și extrag petrol sau ceva de genul ăsta. Și probabil că tehnologia cam are prag de rentabilitate undeva în zona 50. Are, deci chiar, are chiar mai jos pentru punctele de exploatare cu tehnologie modernă și așa, luată mai rece. L-au dus și s-a luat sub 50. Sunt unele și sub 40, știi? Mai nou. Da, okay. Dar nu toate. Pe medie, asta era cutuma. Probabil că medie undeva în jur de 50. Sau chiar mai poate un pic mai jos. Dar, da. Piața. Și atunci, cu cât se duce mai sus, cu atât începe aia să pompeze mai mult. Da. Și presiune și aia. Da. Și în piață a rămas chestia asta cu pe la peste 50 vin americanii de inundă piața, știi, cu fiței. Da. Așa. Altă întrebare. Domnule ministru, DAX pentru VTI, situația pe dolar, asta e răspuns tu, e bine să te noi pe de cumpărare și supravânzarea 75? Nu, nu e bine să le setezi. E bine să fie graficul relativ, da, exact. DAX, dacă se poate, era, mă refer în general, ok, păi gata, cred că am cam lămurit toată situația, toate întrebările. Da. Bun. Ceva de completat? O să avem miercuri din nou datele despre stocurile de petrol. Deci eu atenționez, o să avem miercuri la 3:15 ADP, Automatic Data Processing, cu date din piața forței de muncă și raportul oficial al Bureau of Labor Statistics vineri la 3:30. Deci pe final de săptămână puneți-vă centurile de siguranță. Bun, ok. Mă gândesc că poate mai curând, cred că pe euro-dolar, cine e? Că stat aici apare cam volatil, în sensul că se mișcă cam mult. Sigur că
Și atunci se zice că volatilitatea o să aibă cu 2-3. Deci dacă s-a mișcat un instrument mult într-o direcție, nu contează care instrument și care direcție, în cazul de față euro-dolar a crescut mult și corecțiile pot fi pe măsură. Liv zice că sunt mult mai pe măsură decât cred eu, dar mă rog, posibil. Oricum, ideea e că riscul e ceva mai mare acum pe euro-dolar. Deci se poate duce, zic eu, mult și în sus și în jos. Și poate că în FP-ul sau datele din SUA să chiar să determine niște spike-uri, scădere volatilități de genul ăsta. Da. Bun. Cam asta e, nu? Altceva pe final? Nu, nu. Ok. Sunt ușor, sunt ușor dezamăgit de reacția din piață la Tesla. Că ți-a lansat... Asta nu trebuie să o mai spun. Da, deci că sunt, dar nu ușor. Asta este așa, prin definiție. Este. Asta ca să aduc un echilibru aici, în cadrul webinarului. Da. Eu sunt convins că e și încurcat în ultimul hal. Adică, cum ai spus și tu, n-ai văzut prea des să se certe ca Chiori în halul ăsta. Cu el? El a început ceartă. Nu l-au acuzat de că e agentul rușilor și că ceva de genul ăsta? Și ești tu sigur că nu e? E o întrebare aia, aș pune altfel. De la alegeri până acum se tot chinuie să demonstreze și nu găsesc. Eu zic că dacă erau, găseau până acum. Da. Deci dacă în continuă, deci se chinuie de mai bine de jumătate de an să găsească ceva și nu sunt în stare să găsească nimic cât de cât ok, eu sunt convins că nu e. E nevinovat, tași. De acuza asta. Nu zic că nu fi făcut și el o grămadă de alte prostii, decizii nasoale sau alte chestii. Dar de chestia asta cu agentul rușilor sunt convins că e nevinovat. Repet, dacă era ceva, îi găseau până acum. Adică America, știi? Adică o parte mare din America. Adică nu e de asta un sat de proști. O țară, așa, oarecum semnificativă. Să chinuie jumătate din țara să găsească unui om care nu e că se ascunde până nu știu ce peșteră, știi? Să chinui să-i găsească oameni vreo legătură cu o altă țară, adică o altă țară mare și ea, și de jumătate de an nu găsește, cred că șansa e destul de mare că nu există. Mai vedem. Eu sunt convins. Repet, cel puțin pe acuzația asta. Nu zic că alte chestii nu au fi făcut, dar pe acuzația asta eu zic că e doar pentru scandal și zăpăceală și... Da, oameni răi la suflet, sigur. Soros, da, răi la suflet. Acolo, da. Bine. Soros, da, exact. Hai că... adică nu e unul Dragnea din România care lăsa pe Trump. Da. Da. Bine, hai că e târziu. Bun. Ok, bun. Pe final trebuie să reamintim disclaimer-ul. Cam asta a fost pentru seara asta, dar nu putem să te încheiem oficial până când nu reamintim disclaimer-ul sau notul webinarului, și anume că toate informațiile prezentate nu sunt recomandări, sfaturi de tranzacționar. Uneori vedeți că ne mai dăm cu părere asupra instrumentelor, dar de fapt atâta facem, atâta tot. Ne dăm cu părerea și, ca de obicei, părerele sunt strict personale și evident greșite. Deci nimic din ce se prezintă în webinarul ăsta nu este o recomandare tranzacționare, nu este o părere sau opinie oficială a cuiva. Sunt strict păreri subiective, personale, care evident nu oferă niciun fel de garanție că sunt corecte. Au fost și greșite, vor mai fi și greșite. Strict niște păreri personale și care trebuie luate doar în scop informativ. Decizia tranzacționării, a tranzacțiilor, trebuie să vă aparțină în totalitate 100%. Și că tot veni vorba de tranzacționare, ea întotdeauna implică risc, mai ales tranzacționare pe instrumente financiare derivate. Deci, dacă aveți vreun gând să deschideți vreo poziție sau să luați vreo poziție în piață, întotdeauna trebuie să știți că există un risc. Gândiți-vă care este riscul respectiv și dacă sunteți de acord cu el, asumați-l. Și doar dacă sunteți de acord. Bun, cam asta a fost pentru seara asta. Mulțumim mult pentru prezență și participare și rămâne să ne auzim săptămâna viitoare, același link, aceeași oră. Până atunci, toate cele bune în continuare, o săptămână cât mai profitabilă în continuare, pe cât posibil, și o seară cât mai bună. Și eu vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați urmărit. Ne reîntâlnim săptămâna viitoare.